soț și soție. Iubito, calcă-mi te rog cămașa albastră, că azi am o ședință importantă. Mă, tu vrei să mergi la femei? Nu, iubito, ți-am spus, am o ședință, o ședință chiar importantă. Te rog, pregătește-mi și cravata potrivită. Mă, tu vrei să te duci la femei? De-aia te aranjez. Draga mea, dar ți-am spus acum ce mai ai și parfumul, nu-mi găsesc parfumul, mi-aduci parfumul, te rog? Pa, e clar. Tu te duci la femei după felul în care te-ai aranjat. Hai mă, nu mă mai chinui, hai, după ședință vin acasă. Se întoarce ăsta acasă până la 4 dimineața, plin de ruj, fire de păr și cam pilit puțin așa. Nevastă sa îl aștepta în hol cu o privire mânioasă. El dă cu ideea. Ce să fac? Ai copit! Două blonde discutau despre fotbal. Vai, dragă, întotdeauna când urmăresc meciul echipei naționale la televizor, ăștia pierd. Aha, stai liniștită tu. Păi nici la radio nu joacă mai bine. Bancher american se duce în Las Vegas, joacă la ruletă și pierde toți banii. Ieșind din cazinou, se duce la un taximetrist și îi explică situația că nu are bani la el, dar are la hotel, îi va plăti acolo. Ăsta cu taxiul de jos din taxi nici nu stă de vorbă. Până la urmă, bancherul reușește cumva să ajungă la hotel și se gândește cum să-i facă la taximetrist, cum să se răzbune. A doua seară iese din cazinou și observă taximetristul stând la coadă în așteptarea clienților. Bancherul urcă în primul taxi și se dă jos. Taximetristul îi arată degetul în jur, îi zice ceva. Se duce la al doilea taxiul, se întâmplă același lucru. Taximetristul lasă jos fereastra, strigă după el, îl jură. Tot așa la 3-4 mașini până ajunge la taximetristul care îl refuzase. Mă duci până la Grand Hotel? Da, bineînțeles. Aveți bani? Da, uite banii. Hai plecăm. Șoferul pornește, iar bancherul face celorlalți taximetriști un semn prietenesc cu mâna. Ăsta puțin cam nedumerit. Stă pe gânduri și la urmă îl întreabă. Dom'le, am văzut toată faza. Colegii mei v-au înjurat, dumneavoastră le faceți semne prietenoase celorlalți. Cum așa? Ei, pe ceilalți am întrebat dacă în prețul cursei intră și o felație. Da. Doi bețivi stau la o bere. Costele, eu astăzi sărbătoresc nunta de tablă. Păi ce sărbătoare mai e și asta? Păi se împlinesc 5 ani de când nevastă mea îmi dă să mănânc numai conserve. Nunta de tablă. Copilul către mămica lui. Mami, știi câtă pastă de dinți află într-un tub? Nu, dragule, câtă? De la un capăt de canapea până la celălalt capăt și înapoi. Da. Se întâlnesc doi prieteni. Salut, mă, te-am mai văzut de mult. Ce faci? Nu mai vii la meciuri? Nu-ți mai place fotbalul? Nu mă lasă nevasta. Se supără, începe cu istericale, face scandal. Păi bine, mă, acum, tu ești bărbat în casă sau cine? Ia, prinde-o tu odată, dă-i jos pantalonii și fă-i curul roșu, să o vedem. Se despart ei, dar peste vreo două săptămâni iar se întâlnesc. Băi, și te-am așteptat să vii la meci, iar n-ai venit. N-ai făcut cum ți-am zis? Ba, așa am făcut. I-am zis că mă duc la fotbal și ea a început iar să țipe. Eu am făcut cum ai zis, am prins-o, i-am dat pantalonii jos, apoi m-am uitat la fundul ei și m-am gândit, ce trebuie mie fotbal?
La o casă de bătrâni, un văduv și o văduvă se cunosc de multă vreme. Într-o seară, la o mică festivitate, stăteau la o masă, față în față. În timpul mesei, el o privește de mai multe ori galant și îndrăznește într-un târziu să o întrebe. Vrei să fii nevasta mea? Ea, fără să se mai gândească, îi răspunde direct. Da, 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 vreau, vreau! Se despart afectuos, mergând fiecare în camera lui. Dimineața, el se trezește și derutat cade pe gânduri. Măi, ce-a zis? A zis da sau nu? Nu mai știa. Pune mâna pe telefon și după ce îi spune ce frumoasă a fost seara petrecută împreună, îndrăznește să o mai întrebe odată, să întrebe dacă a răspuns da sau nu. Ea răspunde entuziasmată. Da, da, de toată inima și sunt foarte fericită că m-ai sunat, că nu mai știam cine m-a întrebat. Ah, da. Un individ cu o problemă serioasă de alcool. Domnule doctor, îmi tremură mâinile tot timpul. Bei? Bei mult? Nu! Mai mult au pe jos!